Marian Iordache spune că 2015 se anunță un an interesant. Chiar dacă în 2014 nu toate proiectele au fost duse la bun sfârșit, acum este hotărât să le finalizeze. Proiectul de asfaltare, care este poate cel mai important proiect ratat, din păcate, în 2014, am vrea să le luăm în 2015. Urmează săptămâna viitoare o audiență la Ministrul Dezvoltării Regionale și eu sper ca să-l conving că și acest proiect merită să fie finanțat, așa cum au fost finanțate și se finanțează foarte multe proiecte în România. De asemenea, va fi publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice proiectul de reabilitare a ambulatoriului Spitalului Municipal. Contractul a fost semnat chiar la finalul anului 2014. Se vor licita lucrările și eu sper să vină firme importante din România care să participe la licitație, astfel încât rezultatul acestui proiect să fie foarte bun, respectiv Mejdia să beneficieze și nu numai Mejdia, toți cetățenii din zona asta să beneficieze de un proiect foarte, foarte bun și de un ambulatoriu modernizat. În viitor, administrația locală vizează toate domeniile de interes: infrastructura, pietruirea și asfaltarea drumurilor, reglarea situației trotuarelor din Valea Dacilor, introducerea unor conducte de apă și canalizare sunt priorități pentru anul 2015. Potrivit edilului, dezvoltarea orașului nu se oprește aici. Alimentarea cu energie electrică a cartierului nou de locuințe la legea 15, proiecte de case sociale. E un an interesant. Sper că acest an nu sunt încă foarte, foarte limpede în legătură cu bugetul local, pentru că în acest moment guvernul lucrează la hotărârea de guvern privind alocările de sume pentru acest an. Primarul spune că are și câteva dorințe pentru acest an, de exemplu rezolvarea problemelor care vizează grădinițele numărul 9 și 12. Nici problema iluminatului stradal nu a fost uitată. Astfel încât la sfârșitul anului 2016 Mejdia să aibă un iluminat modern, în care 4% din lumina să se bazeze pe surse neconvenționale, iar restul să fie pe lămpi cu LED-uri, astfel încât cheltuielile pentru energia electrică, pentru iluminat orașului, să fie minime în raport cu cheltuielile de acum. Totul se va realiza dacă bugetul va fi unul generos. Edilul a mai spus că în funcție de banii alocați de către guvern se vor putea stabili prioritățile clare ale municipiului pentru anul 2015.